Vă salut, dragii mei, și bine ați venit la un nou documentar. Contrar părerii majorității oamenilor, suntem înconjurați de foarte multe mistere. Unele au fost deja descifrate, altele vor mai fi deslușite în viitor, iar ultima categorie, incomprehensibilă, nu va fi înțeleasă niciodată, oricât ne-am strădui. Omul însuși este cel mai mare mister al creației, dincolo de tradițiile religioase ale lumii și dincolo de dogmatismul științei actuale. Prin anii 60, când România era tutelată politic, economic, social și cultural de Uniunea Sovietică, un colectiv de arheologi români, în fruntea căruia se afla celebrul Dinu Rosetti, bineînțeles supravegheat îndeaproape de prietenii experți ruși, a inițiat cercetări arheologice pe un deal din imediata vecinătate a satului Popești, comuna Mihăilești, județul Giurgiu, la 21 de kilometri sud de București, nu departe de râul Argeș. Unii istorici presupun că pe acel deal, regele Dac Burebista și-ar fi întemeiat capitala foarte întinsului său regat. Cu acel prilej s-au adus la lumina zilei 80 de schelete de oameni înalți de peste 3 metri. Cum era de așteptat, descoperirea a fost secretizată, iar osemintele au luat calea Moscovei, de unde nu s-au mai întors niciodată în România. De-a lungul anilor, schelete de uriași s-au mai găsit la București, în cartierul Pantelimon, la Cetățeni, în județul Argeș, în munții Buzăului, precum și la Polovragi, în județul Gorj. Interesant de remarcat este că, după descoperirea de la Popești, cercetările s-au oprit și, în acele locuri, nu s-au mai întreprins niciodată lucrări arheologice, dealul cu pricina nefiind cercetat decât în proporție de 30%. Ar trebui să recunoaștem că antropologia umanității are încă multe enigme de rezolvat și tocmai de aceea ni se pare foarte curios că autoritățile istorice și științifice oficiale ale lumii fac eforturi disperate să învăluie într-o impenetrabilă tăcere descoperiri asemănătoare petrecute și în alte colțuri ale planetei, cum ar fi cele din Statele Unite, Asia sau Sardinia. Vechiul Testament în Facerea 3-4 ne vorbește cu mare claritate despre uriașii odrăsliți de fiicele oamenilor care s-au împreunat cu fiii lui Dumnezeu. Adepții ipotezei paleoastronautice, încercând să descifreze miturile dintr-o perspectivă neconvențională, susțin că uriașii biblici sunt rezultatul contactului între oameni și reprezentanții unor civilizații non-terestre, deci cu origine cosmică, cerească. Aceștia ar fi zeii antici despre care povestesc toate miturile lumii. Între acești aderenți ai teoriei extraterestre se detașează Zecharia Sitkin, orientalist și cercetător al Bibliei, absolvent al Universității din Londra, ce ne-a oferit o altă interpretare a tălmăcirilor scrierii cuneiforme de pe tăblițele găsite pe teritoriul vechiului Sumer. Se știe că Vechiul Testament a avut ca sursă de inspirație mitologia sumeriană, ori tâlcuirea lui Zecharia Sitkin prezentată în lucrarea Cartea Pierdută a lui Enki. Amintirile și profețiile unui zeu de pe altă planetă, editura Prestige București 2021, ne îndreaptă atenția spre o altă înțelegere a întâmplărilor narate pe tăblițele vechi de mii de ani, de unde aflăm că civilizația sumeriană apărută brusc în istorie ar fi fost întemeiată de ființe nepământene sosite din cer. La fel de bine cunoaștem că regii sumerieni, de dinainte de potop, au avut origini astrale, erau zei, iar domniile lor s-au întins pe durate incredibil de lungi și imposibil de admis de către istoria oficială, adică între 21.000 de ani, Enmedurana, și 43.200 de ani, Enmegalana, potrivit listei de la Larsa.
Dacă admitem că istoria oficială, dogmatică, este de necontestat, atunci ne vom împotmoli veșnic în astfel de enigme, cu neputință de înțeles și de interpretat coerent. Însă jurnalistul britanic David Icke, cunoscut adept al teoriilor conspiraționiste și paleoastronautice, în cartea sa Secretul Suprem, editura Daksha București 2006, susține și el la rândul său, alături de mulți alți partizani ai acestei ipoteze, de altfel sprijinită și de tot mai mulți oameni de știință, supoziția lui Zecharia Sitkin, conform căreia primii regi sumerieni, posibil și unii ce i-au urmat, adică zeii din cer, erau ființe non-umane originare de pe planeta Nibiru, ce ar fi aparținut cândva sistemului nostru solar cu o perioadă de revoluție în jurul Soarelui de 3600 de ani pământești. Astfel s-ar explica nu numai domniile extrem de lungi ale acelor suverani, ci și dimensiunile mari ale unor schelete recuperate accidental din pământul planetei noastre, întrucât zeii Anunnaki din mitologia sumeriană aveau înălțimi cuprinse între 2 și 4 metri, iar anul acelor zei echivala cu 3600 de ani pământești. Iată uriașii biblici din vechime. Tot în sensul acestor informații de neconceput pentru știința dogmatică oficială, mai aflăm din tradițiile budiste că viața oamenilor din timpul primului Buddha era de 80.000 de ani, ea scăzând la 100 de ani în vremea celui de-al șaptelea Buddha. Deloc în ultimul rând, facerea din Biblie povestește că Adam și Eva au trăit aproape 1000 de ani, pentru ca viața urmașilor lor să scadă treptat la 140 de ani pentru Iacov. În acest context al misterelor secretizate de istoria oficială, așa cum a procedat de exemplu Institutul Smithsonian din Statele Unite cu multe cazuri asemănătoare, ne este imposibil să nu ne întrebăm de ce un grup de soldați americani în timpul războiului din Golf, furtună în deșert, au subtilizat din Muzeul Național de Istorie din Bagdad anumite artefacte și tăblițe sumeriene, multe cu scrierea încă nedescifrată. Este cât se poate de clar că au avut o misiune de îndeplinit, fiind instruiți în consecință. Și ne mai este la fel de limpede că astfel de secrete, incompatibile cu temeiul istoriei științei oficiale, nu pot fi dezvăluite întrucât ar dinamita întregul eșafodaj al civilizației pământene. Acum, în încheierea acestei succinte prezentări, considerăm că s-ar impune o foarte posibilă legătură între scheletele de uriași găsite în locurile numerate și cel descoperit în anul 1976 cu o lungime de 10 metri într-o galerie de mină veche de peste 5.000 de ani la Roșia Montană, pe o lespede din aur pur ce cântărea 1.000 de tone și acoperea gura unui puț adânc săpat în piatră cu o precizie care întrece tehnologia noastră de astăzi. În anul 1913 a apărut postum Cartea Dacia Preistorică, scrisă de istoricul Nicolae Densușianu, în care autorul a conturat pentru prima oară ipoteza existenței triburilor pelajgilor și pe vechiul teritoriu al spațiului românesc, nu numai în regiunea Mării Egee, iar ceea ce el numea altarele ciclopice de pe muntele Caraiman și columna cerului din Carpați, ce au supraviețuit până în zilele noastre, nu ar fi altceva decât mărturiile acelei culturi antediluviene. 6 decenii mai târziu, în 1968, profesorul peruan Daniel Russo a vizitat munții Bucegi, ocazie cu care a susținut și el la rândul său că Sfinxul din Bucegi și Babele nu sunt rezultatul capriciilor fenomenelor meteorologice, ci din contră, rodul muncii creatoare a unei civilizații ce a înflorit cu mult timp înaintea egiptenilor și sumerienilor.
Lăsăm la o parte ideea riscantă a lui Densușianu, cum că pelagii ar fi pus bazele civilizației egiptene, pornind din Carpați, traversând apoi Asia Mică, respectiv Orientul apropiat, pentru a ajunge în final la vărsarea Nilului în Marea Mediterană, ca să ne îndreptăm atenția spre misterele munților Bucegi. Tot Daniel Ruzo avea convingerea că în adâncul acestui masiv s-ar întinde imense spații naturale, peșteri și artificiale, ce ar adăposti unul dintre cele trei depozite inițiatice ale lumii, unde au fost tăinuite din vremuri străvechi dovezi extraordinare ale cunoașterii culturale și științifice ale unor civilizații uitate de memoria colectivă a umanității, sau mai degrabă neștiute de nimeni, ce s-ar fi dezvoltat pe Terra cu mult timp înainte de nașterea istoriei noastre. Curios este că Biblia în Vechiul Testament ne oferă o astfel de știre. Nu ne aducem aminte despre cei ce au fost înainte și tot așa despre cei ce vor veni pe urmă. Nici o pomenire nu va fi la urmașii lor. Și unii oameni de știință ai zilelor noastre au emis ipoteza conform căreia, înainte de civilizația noastră, au mai ființat 5 civilizații succesive cu nivel de dezvoltare comparabil cu al nostru, care ar fi pierit din motive necunoscute. Revenind la presupunerile lui Daniel Ruzo, ne întrebăm dacă ar fi oare o simplă coincidență că legendele locului vorbesc despre comorile nemai văzute ascunse în străfundurile munților Bucegi. În aceeași ordine de idei, credem că ar fi interesant de menționat și interesul discret al Statelor Unite pentru acest munte, din moment ce agenția unor servicii secrete americane i-au cercetat versanții, văile și cotloanele imediat după 1990. Însă mai mult ca sigur, nu numai pentru ce ar ascunde muntele în interiorul său, ci și pentru anomaliile energetice bizare ce se manifestă puternic în anumite zone mai puțin vizitate de turiști, însoțite de luminiscențe ciudate, bubuituri și zgomote înfundate venite din subteran, precum și unele activități seismice de mică magnitudine, cu o ritmicitate categoric nenaturală, pentru că se produceau numai între orele 20 și 3 dimineața. Respectivele cutremure s-au simțit timp de o lună în anul 1993 și între anii 1994 și 1998. Fenomenele energetice inexplicabile au fost cercetate de geologi, speologi, geofizicieni, radiesteziști și de specialiști în extrasenzorial, dar fără să se ajungă la vreun rezultat concludent. Cel puțin la fel de enigmatică este și etimologia unor cuvinte legate de munții Bucegi, a căror origine rămâne deocamdată necunoscută și nu au niciun corespondent în alte limbi, cum ar fi stâncă, scorbură, brână, pisc, strungă, precum și numele proprii Bucegi, zgârbură, bolboci, ce par a avea ca sursă substantive comune. Numele celui mai înalt vârf, Omu, amintește de mantra Aum, cu o profundă semnificație spirituală pentru spațiul indian, dar și de Amen al evreilor, precum și de Areio Oum din antichitatea egipteană. Deloc întâmplător, în trecutul nostru îndepărtat, vârful Omu a fost socotit un loc sacru de întâlnire cu zeii, o coloană a cerului, după cum afirma Nicolae Densușianu, sau un axis mundi, așa cum mai târziu spunea și Mircea Eliade când se referea la coloanele și stâlpii culturilor preistorice și antice, al căror simbolism cosmologic revela legătura pământului cu cerul unde se lășluiau zeii. Și în munții Buzăului s-au remarcat fenomene extrem de ciudate, care fără nicio îndoială culminează cu dispariția instantanee a unor oameni ca înghițiți de spațiu, în imediata vecinătate a numeroși martori oculari. Unii dintre dispăruți sunt localnici, alții turiști amatori de drumeție. Cei mai mulți nu au mai fost găsiți niciodată,
iar ceilalți au apărut la distanțe mari, confuzi și incapabili de a explica ce s-a întâmplat cu ei. Tot aici, pe dealul Broscarului și la Policiori, s-au găsit cu mai mult timp în urmă câteva pietre de dimensiuni mai mari, cu semne bizare crestate pe ele, dar, așa cum era de așteptat, nici acestea nu au trezit interes din partea specialiștilor. Acesta a fost subiectul de astăzi. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și nu uitați să vă abonați la canal. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!